Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu, iar dacă ești pentru prima dată aici, eu sunt Alexandra. Astăzi am un clip în care organizez toate produsele mele de make-up și produsele de îngrijire. Am făcut recent un haul Pepco, de unde mi-am luat mai multe obiecte pentru organizarea lor, așadar haideți să începem și să vedeți cum le voi organiza. Așadar, acestea sunt toate produsele mele de machiaj pe care le folosesc. În mod normal, atunci când mă machiez, recunosc că de când a început pandemia, stând mai mult pe acasă, nu m-am mai machiat așa de des, dar atunci când o fac, le folosesc pe acestea. În clipul cu colecția mea de machiaj și produse de îngrijire, o să vă las linkul în descriere, am vorbit puțin despre fiecare dintre produse pe care le vedeți, cum și pentru ce le folosesc, de ce le-am ales. Dar aș vrea așa pe scurt să vă spun și în clipul acesta că după ce am testat mai multe produse cosmetice, produse de machiaj, am ajuns la anumite produse care îmi sunt potrivite pentru tenul meu. Mare parte din aceste produse sunt comandate de la Avon și Oriflame. Sunt în schimb produse bune, produse care se potrivesc foarte bune tipului meu de ten, ceea ce pentru mine este cel mai important, având în vedere că mai nou pun accent foarte mult pe partea de îngrijire a tenului, de pregătire. Nu am investit atât de mult în machiaj, pentru că nu mă mai machiez, vă spun sincer, atât de mult pe cât o făceam înainte. De exemplu, acum mai rar aplic fond de ten sau cel mai des folosesc un creion de ochi, un rimel, un ruj, am un ruj foarte bun de la Max Factor care este rezistent la transfer și pe acela prefer să-l folosesc când avem evenimente. În rest, folosesc produse de îngrijire și pe ele pun mai mult accent în ultima vreme. Produsele pe care le am și pe care le vedeți aici pentru machiaj, le folosesc, dar ocazional. Odată cu clipul pe care l-am făcut și de care vă povesteam, mi-am făcut și o selecție și am redus și mai mult colecția de machiaj pe care o aveam. Am încercat să păstrez doar câte un produs, maxim două din fiecare categorie, ca să nu mai am multe care expiră, care se învechesc, să am puține și bune și practice și utile și potrivite. Acestea sunt cele care au rămas în rutina mea de machiaj atunci când mă machiez. Simțeam nevoia să le organizez mai bine, să mi le pun mai la vedere, să fie mai grupate și de aceea am folosit aceste cutiuțe, aceste recipiente pe care le-am găsit, ca să văd dacă în acest fel voi fi mai mulțumită de cum le voi aranja. În această cutiuță am pus toate creioanele de ochi, aici este pudra translucidă, acolo am pudrele bronzante, rimelurile, primerul, spray-ul de fixare, paletele de machiaj, de bronz și de pudră, perlele bronzante, bureții curați, noi, fardurile de ochi de la Melchior și de la Avon, pensulele și rimelurile de fapt, concealerele, parfumurile la sticluțe mai mici. Voi încerca varianta asta de grupare și voi vedea cât de practic îmi va fi. Bineînțeles, dacă o să observ ceva, le voi mai schimba pe parcurs. Continui prin a aranja produsele de îngrijire. V-am spus că pun mare accent pe produsele de îngrijire și mi-am comandat mai multe produse. Aveam deja prea multe și am simțit nevoia să mai cumpăr niște cutii în care să le organizez. Am cumpărat din Pepco aceste cutii, aveam și înainte, dar nu mi erau suficiente. Am mai cumpărat acum altele și o să încerc să le organizez astfel încât să fie cât mai practic, să-mi fie și la îndemână, să le pot vedea pe toate, că știți cum este, dacă nu sunt bine organizate, nu le vedem, nu le folosim, expiră sau folosim doar un produs și restul rămân desfăcute și nu mai sunt bune. Am niște creme, aceasta, crema de zi de la Anew, nu o să mai folosesc în perioada aceasta, deoarece pentru tenul meu nu este extrem de potrivită, cea de noapte, în schimb, este potrivită și
Cam așa văd eu organizarea produselor de îngrijire. Aici am serurile de față pentru ochi și pentru hidratarea feței și aici am produsele de curățare a feței pentru igienă orală, deodorantul, spray-ul, șamponul uscat. Ca să-mi fie și mai la îndemână, voi pune dischetele de machiante în acest recipient pe care l-am cumpărat din Pepco. Acum vreau să pun bețișoarele de urechi în acest recipient borcanel pe care l-am cumpărat tot din Pepco, ca să fie mai estetic și să ne fie și mai la îndemână. Dragii mei, așa am aranjat toate produsele cosmetice și de îngrijire. Eu sunt foarte mulțumită, îmi place mult cum arată. Vă rog să-mi scrieți și voi în comentarii cum vi se pare că arată, dar cred că este foarte estetic și extrem de practic în același timp. Sper că v-am dat niște idei bune de organizare. Aștept și sugestiile voastre în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut și acest video și dacă v-a plăcut, vă invit să dați like și să vă abonați și până data viitoare, aveți grijă de voi! Și am zis că pentru final să vă arăt și cum mi l-am aranjat aici. Fix lângă chiuvete sunt toate puse. Este mult mai bine, așa? Arată mult mai organizat și toate îmi sunt la îndemână.